Mamele stau în dormitorul lor și discută despre concurenții din casa Mireasa. A venit vorba despre Simona, și spunea doamna Ana că, în afară de Sabrina, Simona este singura fată care e pregătită pentru o relație serioasă și pentru căsătorie. I-au enumerat mamele numeroase calități pe care le are Simona una dintre mame, cred că doamna Loredana, dacă nu mă înșel, nu știu sigur, pentru că imaginea nu era pe dumnea ei, dar după voce cred că ea era. A zis că și după ce Andrei a trântit o mulțime de prostii și a făcut foarte multe gafe, Simona are în continuare răbdare cu el, stă și analizează bine situația și nu se aruncă să formeze o relație cu el sau să oprească toată apropierea aceasta dintre ei. Mi se pare o fată foarte matură la locul ei. După cum vorbeau mamele, nu prea o văd împreună cu Andrei, dar dacă va fi cu acesta sau cu un alt băiat, ele sunt sigure că va fi pregătită pentru căsătorie și va fi o soție exemplară.